În grupa B, alături de Petrolul, Metalul, Buzău, FCSB și Dinamo, se mai află și Universitatea Craiova și Agricola Borcea, cea din urmă fi în gazdă pentru primul meci al lupilor pe 30 octombrie. Următoarele partide ale ploieștenilor sunt acasă cu Craiova și în deplasare cu Dinamo în luna decembrie. În noul format, Cupa României se va desfășura tip campionat cu grupe formate din șase echipe. Primele două formații clasate se vor califica în sferturile de finală, iar câștigătoarea grupei va disputa meciul din sferturi pe teren propriu finala se va disputa pe 14 mai iar campioana va accede în primul tur preliminar al Europa League Petroliștii au un palmares trei cupe ale României în 1963 1995 și 2013 ultima oară învingând o pe Arena Națională pe CFR Cluj cu scorul de 1 la 0